participare la Jocurile Olimpice pentru mine înseamnă un vis îndeplinit de mic copil. Răbdarea care mă ajută să trec peste toate greutățile care le întâlnesc în sport. Iarăși presupun că este disciplina și răbdarea. Înainte de mare competiție nu am emoții foarte mari din cauza că mă pregătesc foarte bine și dacă sunt emoții, încerc să mă gândesc că toți sunt oameni acolo și toți sunt din carne făcuți, cum se spune. Pentru mine ar semna un vis îndeplinit și o împlinire așa personală, aș spune.